Bună seara, dragii mei, și mă bucur să ne reîntâlnim astăzi din nou să discutăm despre psoriazis. Psoriazisul denumește o afecțiune care apare atunci când celulele pielii cresc prea repede. Semnalele defecte din sistemul imunitar cauzează formarea de noi celule ale pielii în doar câteva zile, în loc de săptămâni, cum ar fi normal. Organismul nu are capacitatea de a integra excesul de celule, astfel încât acestea se adună pe suprafața pielii și formează leziuni. Leziunile variază ca aspect în funcție de felul de psoriazis. Există 5 tipuri, cu plăci sau vulgar, gutos, pustular, inversat sau flexural și eritrodermic. Aproximativ 80% dintre persoanele care trăiesc cu psoriazis au plăci. Această formă cauzează apariția unor porțiuni de piele groasă, solzoasă, care pot fi albe, argintii sau roșii. Aceste plăci se pot dezvolta oriunde pe piele, însă cele mai frecvente zone sunt pe coate, genunchi, zona lombară și pe scalp. Totuși, majoritatea celor cu psoriazis sunt afectați doar pe porțiuni mici ale pielii. Psoriazisul poate afecta de asemenea unghiile. La aproximativ 50% dintre persoanele care dezvoltă psoriazis se observă schimbări la nivelul unghiilor, de la mâini sau de la picioare. Dacă unghiile încep să se îndepărteze de patul unghial sau dezvoltă coroziuni, ori dacă își schimbă culoarea într-un gălbui portocaliu, ar putea fi un semn de artrită psoriazică. Fără tratament, artrita psoriazică poate progresa devenind destul de deranjantă. Este important să consultați un dermatolog dacă apar modificări ale unghiilor sau dureri articulare. Tratamentul în faza incipientă poate preveni deteriorarea încheieturilor. Care sunt cauzele apariției psoriazisului? Psoriazisul nu este o afecțiune contagioasă. Nu puteți lua psoriazis prin atingerea cuiva care are afecțiunea, prin not, în aceeași piscină sau prin contact intim. Psoriazisul este mult mai complex. De fapt, este o afecțiune atât de complexă încât încă se studiază ce se întâmplă atunci când psoriazisul se dezvoltă. Știm că sistemul imunitar și genele joacă un rol foarte important. Prin studierea sistemului imunitar, oamenii de știință au descoperit că atunci când o persoană are psoriazis, celulele T, limfocitele T, un tip de celule albe din sânge care luptă împotriva invadatorilor, precum bacteriile și virusurile, despre care discutam și ieri la sistemul imunitar, declanșează o reacție eronată în celulele pielii. Motivul pentru care aceste celule T declanșează această reacție pare să fie în ADN. Oamenii care dezvoltă psoriazis moștenind genele predispozante, spre deosebire de unele boli autoimune, se pare că mai multe gene sunt implicate în declanșarea acestei afecțiuni. Însă, deocamdată, aceste gene nu sunt identificate în totalitate. Totuși, nu toți cei care moștenesc genele vinovate de această afecțiune dezvoltă psoriazisul. Persoana predispusă trebuie să aibă combinația potrivită de gene și să fie expusă la un factor declanșator. Unii declanșatori pot fi cauze comune, precum stresul de zi cu zi, leziunea ale pielii sau chiar unele infecții streptococice, însă cauzele declanșatoare sunt foarte variate. Oamenii din întreaga lume se confruntă cu această afecțiune. Undeva în Statele Unite sunt 7,5 milioane de persoane cu psoriazis și aproape 150.000 de cazuri noi sunt diagnosticate în fiecare an. Studiile indică faptul că atât bărbații cât și femeile se confruntă în proporții relativ egale cu această afecțiune. De asemenea,
Cercetările mai arată că cei care dezvoltă psoriazis mai frecvent decât alte rase sunt caucazienii. Poate debuta la orice vârstă, din copilărie și până la vârsta înaintată. Există totuși însă perioade în care psoriazisul este mai probabil să se declanșeze. Primele semne sunt observate de pacienți între 15 și 30 de ani. Aproximativ 75% dintre cei afectați au dezvoltat afecțiunea înainte să împlinească 40 de ani. O mare parte din aceștia se confruntă cu declanșarea psoriazisului când se află la o vârstă cuprinsă între 50 și 60 de ani. Acest procent este undeva la 25%. Cum afectează calitatea vieții? Pentru unii oameni, psoriazisul este doar o bătaie de cap și nu îi afectează într-o mare măsură. Alții însă sunt afectați în fiecare aspect al vieții lor. Caracterul imprevizibil al acestei afecțiuni poate fi motivul, dar și faptul că este o boală cronică ce se prelungește pe tot parcursul vieții. Unele persoane au erupții săptămânal sau lunar, alții doar ocazional. Atunci când derupe psoriazisul, acesta poate provoca durere și mâncărime severă. Uneori, pielea crapă și sângerează. Unele erupții necesită vizite suplimentare la medicul dermatolog pentru tratament. Durerile duc frecvent la lipsă de somn, ceea ce afectează persoana și în alte aspecte ale vieții ei, cum ar fi performarea la locul de muncă. Mai mult, erupțiile repetitive pot duce la depresii sau sentimente de disperare, tristețe, furie, jenă, stimă de sine scăzută. Conform unor studii, s-au descoperit la pacienții cu psoriazis un risc crescut de apariția unor tipuri de cancer, cum ar fi o formă de cancer de piele, cunoscut sub numele de carcinom cu celule squamoase și limfom. În unele cazuri, aceste tipuri de cancer au fost asociate cu tratamentele specifice psoriazisului, care suprimă sistemul imunitar. Cei care se confruntă cu psoriazisul sau cu artrita psoriazică sunt predispuși să dezvolte alte afecțiuni precum diabet, boli cardiovasculare, obezitate sau accident vascular. Nu există analize de sânge care să ateste prezența psoriazisului. Însă atunci când aspectul clinic al leziunilor nu este tipic afecțiunii, biopsia cutanată poate aduce elemente suplimentare de diagnostic. Există o serie de tratamente ce pot îndepărta psoriazisul pentru o perioadă de timp, însă niciunul nu este definitiv. Fiecare tratament are avantajele lui, precum și dezavantaje. Ceea ce poate funcționa pentru un pacient poate să nu fie eficient la altul. Dermatologii sunt cei mai în măsură să determine cele mai potrivite tratamente pentru fiecare pacient în parte. Pentru a alege metoda cea mai potrivită de tratament, dermatologii iau în calcul o serie de factori. Tipul de psoriazis, severitatea, întinderea pe suprafața pielii, zona în care este localizat, vârsta pacientului și antecedentele medicale, efectul pe care psoriazisul îl are asupra pacientului pe plan fizic și emoțional. Tratamentele pentru psoriazis se împart în trei categorii. Topice, unguente aplicate pe piele, pentru psoriazis ușor până la moderat, prin fototerapie, lumină, de obicei ultravioletă, aplicată pe piele, pentru psoriazisul moderat până la sever, și tratament sistemic administrat pe cale orală sau prin injecții ori perfuzie pentru psoriazisul moderat, sever sau pentru dezactivarea lui. Multe din medicamentele sistemice au efecte adverse grave
și trebuie combinate sau luate prin rotație cu alte terapii pentru a maximiza eficiența și a minimiza efectele secundare. Deoarece psoriazisul este o afecțiune pe care o veți avea toată viața, este important ca cei afectați să adopte un rol activ în gestionarea lui. Informarea și vizitele la dermatolog sunt extrem de importante. Trebuie să discutați opțiunile de tratament, precum și dezvoltarea unui stil de viață sănătos, astfel încât să aveți o viață normală. Printre alte recomandări ale medicilor, se numără dieta sănătoasă și echilibrată, renunțatul la fumat, menținerea unei greutăți optime, limitarea consumului de alcool. Cele mai dezirabile sunt mesele mici și dese, menținerea greutății și aportul echilibrat de vitamine și alți nutrienți are un rol esențial în păstrarea sănătății fizice, dar și a celei psihice. Dieta trebuie însă discutată și cu medicul pentru a nu interacționa într-un mod nedorit cu medicamentația. Dragii mei, ne oprim aici cu partea teoretică, cu informațiile teoretice despre această afecțiune și voi începe să răspund întrebărilor voastre. Bună seara, Getuța! Getuța mă întreabă dacă se poate moșteni. Da, există niște gene, așa cum v-am prezentat în materialul teoretic, care se pot transmite, da, și, sau pot, este o boală determinată genetic și aceste mutații genetice se pot produce inclusiv dacă nu există istoric familial de psoriazis. Bună seara, Mirela! Mirela mă întreabă dacă se poate lua de la altă persoană. Am spus mai devreme în prezentarea mea că nu se poate lua de la altă persoană nici prin not, nici prin contact intim, sub nicio formă. Nu este o boală contagioasă, da? Este o boală cronică, de sine stătătoare, cu care individul trebuie să se obișnuiască să trăiască. Spuneam mai devreme că este important ca pacientul să participe în managementul activ al acestei afecțiuni, astfel încât, împreună cu dermatologul care urmărește evoluția leziunilor, să facă o echipă. Bună seara, Cosmin! Cosmin îmi spune că are psoriazis vulgar, artropatie psoriazică, periartrită scapulo-humerală bilaterală, nu fumez, nu bea alcool, are dureri foarte mari la articulații. Îmi descrie leziunile din punct de vedere medical aflate pe scrisoarea medicală. Cosmin mă întreabă unde s-ar putea duce pentru un tratament, pentru că durerile din ce în ce mai mari. Cosmin, poți să încerci, dar nu știu, cred că în această perioadă, Spitalul Colentina, secția de dermatologie. Nu știu dacă în această perioadă au început să facă consultații pentru pacienții din afara spitalului. Este bine să te interesezi. Bună seara, Gabriela! Gabriela mă întreabă dacă există vreo cremă bună pentru psoriazis. Da, există topicele, capitol important din tratamentul psoriazisului ușor și moderat. Toate sunt pe bază de cortizon și nu numai. Există produse cu acid salicilic care se administrează înainte pentru îndepărtarea scoamelor, după care se administrează corticoidul o perioadă de timp. Ulterior, aplicându-se un emolient foarte puternic pentru a păstra cât mai mult integritatea pielii. Bună seara, Rodica! Îmi spune că are un frate căruia a căzut părul la nivelul scalpului, prezintă niște pete albe, nu prezintă nimic decât niște eczeme la nivelul scalpului. Poate să fie și o parazitoză la nivelul scalpului, este bine să meargă să facă o puncție biopsie, da? Să-i se recolteze
din eczema respectivă, din regiunea respectivă, țesut de la suprafața leziunilor, astfel încât să se poată realiza o lamă și un examen histopatologic al leziunii respective. Bună seara, Elena! Îmi spune că bunica ei are această boală și mă întreabă dacă ar putea avea și ea această boală. Da sau nu? Deci dacă ai trecut de perioada aceea pe care o spuneam, de vârsta între 15 și 30 de ani, în care sunt 75% din debuturile acestei afecțiuni, cu siguranță există șanse mult mai mici să faci boala în continuare. Ioji, bună seara! Mă întreabă dacă există tratament pentru pitiriazis. Da, există tratament pentru pitiriazis, triderm sau nizoral, dar cel mai bine există și șamponuri cu care te poți, sau geluri cu care te poți spăla pe corp, da? Depinde unde sunt leziunile. Da, Denisa, poate apărea și la nivelul scalpului și la nivelul corpului. Zonele predispuse, am spus, genunchi, coate, da? Scalp. Bună seara, Lucian. Mă întreabă pentru o afecțiune banală din timpul iernii, precum durerile de gât. Îmi cer scuze, te rog frumos să revii cu întrebarea, că mi s-a a trecut din fața mea. Bună seara, Paula. Paula mă întreabă dacă se moștenește de la părinți la copii. Uneori da, alteori nu. Da, Denisa, este nevoie de un regim alimentar, așa cum am spus mai devreme, în care consumul de alcool, de cafea și de tutun să fie unul care să tindă către zero. Condimentele sunt excluse și factorii alergenici de tip băuturi acidulate cu conservanți, alimente care conțin conservanți. Dar este de recomandat să ai această discuție vis-a-vis de alimentație cu medicul dermatolog care manageriază și tratamentul, deoarece poate interacționa cu tratamentul medicamentos recomandat. Bună seara, Florin! Da, există două forme de cancer de piele care se pot dezvolta la nivelul acestor leziuni, dar sunt situații foarte rare. Bună seara, Paula! Am spus, da, este nevoie și de un regim alimentar. Da, Simona, este o afecțiune genetică dobândită prin cu ajutorul unor mutații genetice. Bună seara, Ion! Mă întreabă ce face pentru arsură la un picior, ce pași să urmeze. Depinde cu ce este arsura. Dacă arsura este printr-un corp fierbinte, dacă este dată de lichid fierbinte, deci pașii sunt în funcție de, cum să spun eu, de etiologia arsurii. Cu ce v-ați ars, în primul rând? Acum am citit, Lucian, am înțeles, durerile în gât, dacă pot accelera, dacă pot activa psoriazisul, nu. Nu. Frigul poate activa leziunile de psoriazis, poate declanșa leziunea de psoriazis. Da? Da, Florin, știu, pitiriazis, nu psoriazis, sunt două lucruri diferite. Sunt două afecțiuni diferite, pitiriazisul este cu totul și cu totul altceva. Da? Deci, sunt și unguente și geluri cu care, șampoane cu care pacientul se poate spăla. Bună seara, Mariana! Mariana îmi spune că a avut pe piciorul stâng niște bobițe care apăreau puțin roșiatice după ce surveneam în cărime. Au rămas semne, au dispărut de la sine, dar după un timp apar din nou. Poate fi și o alergie de contact la ceva, la un material pe care îl porți pe piele direct, dar este important consultul la dermatolog, pentru că este una
când vezi leziunea respectivă, o ai în față și poți să faci diagnostic diferențial. Da? Așa se pune diagnosticul în dermatologie, pe baza examinării leziunii respective. Bună seara! Îmi spune Ionela, soțului ei ies niște pete mari roșii pe coate și uneori pe pulpa piciorului. Nu pot să-mi dau seama dacă este un psoriazis. Poate fi un psoriazis, dar cel mai bine este să mergeți la dermatolog ca să examineze zona respectivă. Bună seara, Alina! Alina mă întreabă dacă lipsa de vitamina D are legătura cu psoriazisul. Nu în mod direct, nu are legătură directă, nu determină psoriazisul, da? Deci carența de vitamina D nu generează psoriazisul. Elena mă întreabă dacă din cauza psoriazisului pot apărea și alte afecțiuni sau infecții. Da, normal, la nivelul leziunilor respective, datorită pruritului, adică mâncărimii locale, se pot lua naștere suprainfecții, datorită faptului că sub unghiile noastre există o multitudine de germeni. Și suprainfectăm zona respectivă. Irina, te rog frumos, reia întrebarea că nu am reușit să o citesc. Bună seara, Mariana, este o mușcată... Mariana, nu știu de unde ești mușcată de o insectă. Ia un antihistaminic Aeris și dă zona respectivă cu mixtură mentolată și cu siguranță o să-ți treacă. Marinica mă întreabă dacă este indicată expunerea la soare. Da, pentru că terapia cu ultraviolete este ea una indicată inclusiv la aparate speciale de ultraviolete. Da, este recomandată expunerea la soare. Domnul Ion, cel mai recomandat este să mergeți la un medic, medicul dumneavoastră de familie ca să vă examineze și să vadă unde să vă trimite. Cel mai potrivit este așa. Ramona, bună seara! Nu se poate, se tratează psoriazisul, dar nu există situații în care el se va vindeca complet. Are perioade de remisiune în care plăgile au un aspect aproape normal în zonele respective. Ulterior, în puseul acut apar scoamele, pruritul și chiar sângerările. Deci, indiferent de tratament, boala este cronică, nu se va vindeca. Deci, Mariana, ți-am spus, ești mușcată de o insectă, antihistaminic respectiv Aerius 5 zile câte o tabletă dimineața și mixtură mentolată de 3 ori pe zi pe leziunea respectivă, da? Pe mușcătura respectivă. Bună seara, Floriana! Floriana îmi spune că, deși nu este subiectul discuției noastre, ar vrea să mă întrebe de ce atunci când se pune în pat cu fața în sus are palpitații și stare de nervi. Poate să fie o stare de anxietate și ar trebui să mergi la medicul psihiatru pentru un consult. Bună seara, Lili! Lili mă întreabă dacă având tiroidă, adică tiroidă, nu știu ce înseamnă pentru tine tiroidă, toți avem tiroidă în principiu, că avem glanda la noi, mă întreabă dacă poate să facă psoriazis. Dacă te referi la tiroidită autoimună, da, poate, se pot asocia și psoriazisul în ecuație, pentru că sunt boli autoimune în principiu, da? Marinela mă întreabă dacă reishi ajută la tratarea psoriazisului. Nu. Pentru altceva ajută, dar nu la tratamentul psoriazisului. Bună seara, Paula. Mă întreabă dacă lupus este același lucru cu psoriazisul. Nu. Sunt două boli diferite. Lupusul eritematos este o altă afecțiune autoimună. Bună seara, Geo. Mă întreabă pentru cojile din cap cu ce ar putea să dea pentru a scăpa de el. Este nevoie să vedem dacă este dermatită seboreică sau psoriazis la nivelul scalpului și de aceea este nevoie de consult la dermatolog. Și dermatologul va recomanda
niște șamponuri speciale aflate în mai multe game de dermatocosmetice pe care le aveți în farmacii. Bună seara, Florii, mă întreabă ce recomand unui copil de 9 ani pentru mâncărimi de scalp în general. Sara are ca o mătreață adesea și uneori scoame și are mereu somnul agitat din această cauză. În primul rând, aș recomanda să meargă la medicul dermatolog să vadă exact de la ce se fac acele scoame. Da? Pot fi și pe sistem nervos la un moment dat. Dar e bine să se facă o biopsie din acele scoame pentru a vedea care este leziunea specifică. Paula mă întreabă ce vitamine sunt recomandate pentru a ajuta corpul să lupte mai ușor cu această afecțiune. Toate vitamine, deci trebuie să aveți o dietă echilibrată, fără alergeni, fără conservanți alimentari. Trebuie să aveți în alimentație alimente care conțin vitamina A, E, omega 3, omega 6, toate vitaminele care ajută la întreținerea și regenerarea pielii. Bună seara, Elena, mă întreabă cum poate să intre în lista mea dacă este din Argeș. Cred că ți-ar fi foarte greu să vii din județul Argeș la București ca să te pot consulta. Știu că este greu. Poți să găsești site-ul meu numărul de telefon și datele de contact în așa fel încât dacă ești hotărâtă, cu mare plăcere, te înscriu pe lista mea. Poți să intri pe site www.drpaulapopiel.ro. Da? Lili îmi precizează că da, tiroidită autoimună. Da, sunt boli care se pot asocia, dar nu este obligatoriu, Lili. Da? Alina mă întreabă dacă tratamentul biologic dăunează. Tratamentul biologic este o opțiune pe care pacientul cu psoriazis oare de ceva vreme la îndemână, nu a fost indicația tratamentului biologic, nu este de foarte mult timp, să obțin rezultate foarte bune cu tratament biologic și este păcat la pacienții atent selectați să nu urmeze tratamentul așa cum este recomandat. Bună seara, Minodora, îmi spune că are o colegă cu această boală, de felul este o fire mai agitată și mă întreabă dacă este posibil să fi făcut această boală pe bază de stres. Poate fi un factor favorizant stresul și un factor agravant totodată, da? Iris mă întreabă ce regim trebuie și mai exact ce se evite. Repet, Iris, în funcție de tratamentul pe care îl recomandă dermatologul, în funcție de stadiul leziunilor psoriazisului, se stabilește dieta și se recomandă suplimente alimentare dacă este cazul. Numai după, deci nu se face la modul, nu putem să recomandăm la modul general. Eu am încercat să mai explic acest lucru și în alte serii. Nu tratăm o afecțiune, tratăm un pacient. Și tratăm pacientul cu leziunile pe care el le are, cu situația lui particulară, cu celelalte afecțiuni pe care le are sau nu, da? Pacient cu anumită vârstă, cu anumită pregătire, cu o anumită profesie. Pentru că una este să ai un pacient cu psoriazis la nivelul coatelor, care, eu știu, lucrează într-un mediu, să zicem, nu neapărat toxic, dar cu substanțe chimice în care trebuie să bage mână, da? Deci, noi încercăm să aplicăm acest deziderat, să tratăm pacientul, nu afecțiunea. Ajutați-ne! Nu ce este bun pentru un pacient este bun și pentru celălalt. Nu ce a dat rezultate în starea de boală a unuia va da rezultate și la celălalt. Da?
Bună seara, Flori, îmi spune că a fost la dermatolog, are dermatită seboreică, folosește Bioderma, dar fără rezultat. Ok. Există și alte game pe care le poți folosi, le poți alterna. Da? În afară de Bioderma, poți să te duci să-i mai ceri, să-i spui dermatologului tău că Bioderma și să vadă, practic, leziunile de la nivelul scalpului neameliorate de tratamentul cu Bioderma, da? Și să-ți recomande alt șampon pe care să-l folosești. Joe spune că în spatele urechii se depune ca un fel de coajă albă. Poate fi și, pot fi și leziuni de psoriazis sau pot fi leziuni de dermatită seboreică. Sau există un tip de leziune, așa numite leziunile de graniță, între dermatită seboreică și psoriazis. Bună seara, Carmen! Îmi spune că de la un timp, de fiecare dată când este stresat, are mâncărimi de piele, iar în somn mă scarpin până mă fac carne vie. Ce ar putea fi? Ai grijă, în primul rând, de la scărpinat să nu suprainfectezi și să faci o stafilococie la nivel cotanat, care este o afecțiune foarte gravă. Recomandarea mea este să te îndrepți către medicul dermatolog, să iei un antihistaminic oral de tip Aerius, Tamalis, Xizal, da? Tamalis în situația în care acest prurit este foarte deranjant. Și să mergi la un dermatolog pentru a vedea cum arată leziunile în momentul în care apar, da? Alina mă întreabă ce creme recomand pentru a stopa mâncărimile date de psoriazis. Mâncărimile date de psoriazis în general se remit prin administrarea unui antihistaminic oral. Cremele, așa cum am spus mai devreme, care se administrează, se administrează în etape. Creme cu acid salicilic pentru îndepărtarea scoamelor, creme cu corticoizi pentru scăderea inflamației, da, de la nivelul tegumentului și ulterior emolient pe toată perioada până la un nou puseu acut pentru a încerca să ferim, să hidratăm foarte bine pielea, să nu se producă fisuri, să nu se suprainfecteze, da? Bună seara, Adriana! Îmi spune că pentru dermatita seboreică foloseam mai de mult Lizoral cu succes. De când nu am mai găsit, am încercat Blue Cap, Medicate Plus, de Coris. Toate au avut un efect pe timp foarte scurt, iar datorită stresului, leziunile au reapărut. Da, puteți să îl găsiți. Lizoralul, de exemplu, la farmacia Tei în București există. Eu am văzut pentru că am fost și mi-am cumpărat niște suplimente din farmacie și am și niște și un șampon și am văzut Nizoral. Mai era încă un șampon la un moment dat Selsun, tot pentru dermatită seboreică. Bună seara, Daniela. Daniela, da, și dermovenit unguent. Nu am vrut să pronunț nume de unguente, sunt multe, inclusiv dermovenit, elocom, elosalic, diprogenta, diprosalic, folosite în anumite situații. Da? Daniela, nu știu la ce te referi vis-a-vis de cremele pentru alergii. Dacă apar alergii la nivel cutanat, elocomul este una dintre cele mai bune. Și dermatita de scutec se rezolvă la nou născut tot cu elocom. Deci elocomul, Dermoveitu, Advantanu, Milk sunt produse pe care le avem la îndemână. Am o experiență îndelungată cu Elocom. Este un produs extrem de eficient și sigur. Și un preț rezonabil. 14 RON un tub de cremă. Elena îmi spune că dacă dă cu ce ai trei frați pătați, parcă dispar punctele roșiatice de lângă nas. Cu ce ar mai putea să dea pe față? Cu soluție de locom. Este extrem de eficientă. Aveți grijă să o folosiți cu precauție însă. Da? Da, Geo, poate să fie un factor favorizant și declanșator
și sau declanșator stresul. Alina mă întreabă cât de periculoși sunt corticosteroizii și cum ne afectează. Corticosteroizii administrați cutanat au un profil de siguranță extrem de bun. Nu se absorb la nivel sistemic foarte mult și atunci putem aplica pe o suprafață foarte întinsă. Sunt foarte siguri din punct de vedere al profilului de siguranță. De aceea și mai devreme am menționat faptul că se pot folosi în dermatita de scute canalului născut. Dacă putem să dăm pe aproape jumătate din suprafața corpului unui bebeluș, deci pe fese, pe picioare, da? Cu un dermatocorticoid, gândindu-ne care este proporția suprafeței corporale la un copil raportată la un adult, gândiți-vă că produsele sunt foarte sigure, da? Daniela mă întreabă dacă tratamentele naturiste sunt eficiente. Nu am văzut un tratament naturist eficient. Nu există nici în psoriazis, nici în diabet, nici în... Deși știu că este plin internetul de mail-uri și de reclame din acest punct de vedere, nu, dar poate ajuta împreună cu tratamentul alopat pe care îl faceți. Anda mă întreabă dacă unul dintre părinți are această boală, este posibil să facă și ea? Nu neapărat, am spus. Sunt situații în care da, sunt situații în care nu. Nu întotdeauna. Psoriazisul este, în general, este determinată genetic, dar este determinată de mutație. Sunt situații în care se poate transmite și de la un părinte la altul, dar sunt rare situațiile astea. Constanța îmi spune că orele de lucru stricte sau inflexibile au adus într-o zonă a stresului și a făcut o alergie pe bază de stres. Da. A luat claritin, dar nu a ajutat-o deloc. Încearcă Tamalis. Da? O tabletă pe zi. Cel puțin 14 zile. Da? Elena... Înțeleg că n-ai văzut emisiunea de la început și că ar vrea să știe din ce cauză apare psoriazisul și ce se poate lua. Pot să revezi emisiunea noastră, asta ar însemna să reiau 3/4 din materialul pe care l-am prezentat. Cu siguranță poți, la sfârșitul emisiunii, să reiei live-ul și să vezi punctele pe care care te interesează în acest moment, pentru că le-am prezentat. Ceilalți care au fost prezenți online nu au cu siguranță alte întrebări și ar trebui să le răspund pentru că au fost prezenți și știu despre ce am vorbit. Bună seara, Ionela, îmi spune că uneori are mâncărimi la mâini. Credeți că este pe bază de stres? Poate să fie și pot fi și pe bază de stres, dar poate fi și manifestarea unei alergii prin contact cu o substanță cu care, de exemplu, spălați, un detergent, da? Bună seara, Gabriel, îmi spune că are psoriazis vulgar de 7 ani, a încercat toate alifile la București, la Biomedical, mi s-a spus că nu se vindecă niciodată. Da, așa este o afecțiune cronică, nu se vindecă niciodată. Dar aveți perioade în care intră în remisiune, da? Bună seara, Paula. Paula mă întreabă dacă uleiurile esențiale sunt eficiente pentru psoriazis. Ca tratament adjuvant, în terapia de bază, puteți să le folosiți, dar cu precauție. Pentru că plăgile sunt foarte sensibile. Mirela mă întreabă dacă Nizoral tablete mai sunt în farmacii. Sincer, nu știu să-ți spun. Acum un an și ceva erau. În momentul ăsta nu știu pentru că personal nu am mai achiziționat Nizoral tablete. Alexandra, ți-am spus, psoriazisul apare determinat genetic, prin mutații genetice. Înțeleg că nu ai văzut live-ul, poți să-l revezi ulterior după ce va fi din nou postat pe site, da? Bună seara, Roxy, îmi spune că pentru căderea părului și iritație la nivelul scalpului,
Are vârsta de 17 ani. Are mari probleme cu pielea, îi apar pete roșii care o mănâncă foarte tare. Roxy, părerea mea este să mergi să faci o biopsie la nivelul acestor leziuni. Este cel mai potrivit pentru a vedea care este stadiul acestor leziuni. Există un colectiv de cercetători la un institut de cercetări în București, de fapt în Ilfov. Institutul se numește RomVac. Se fac cercetări inclusiv pentru produse medicamentoase pentru animale și pentru oameni. Există acest colectiv de cercetători care cercetează dermatita seborească și mai ales psoriazisul acolo. Aveți cu toți internet, puteți să accesați și să găsiți Institutul RomVac. Pe site-ul lor este menționată această activitate de cercetare și echipa lor de medici care lucrează pe cercetare în domeniul psoriazisului. Sunt pacienți care au fost și le-a fost diagnosticat corect stadiul de boală cu ajutorul puncției biopsiei și care au urmat tratament cu rezultate foarte bune. Dacă sunteți în situația de a avea leziuni care nu răspund la tratament, mă refer la leziuni de psoriazis, da? Puteți accesa pagina de net a Institutului RomVac și să găsiți echipa de medici cercetători care dă inclusiv consultații. Flocinolonul nu este bun pentru psoriazis, are alte indicații mari. Bună seara, Mimi. Mimi mă întreabă, pe lângă psoriazis s-a făcut și vitiligo la mâini și mă întreabă dacă are legătură una cu alta. Nu, sunt două afecțiuni diferite. Sunt persoane care au numai vitiligo, sunt persoane care au psoriazis sau sunt persoane care le pot face pe amândouă, ca și pacienții cardiaci, care pot avea o insuficiență cardiacă, care pot avea și hipertensiune. Nu e obligatoriu să le ai pe amândouă dată. Da? Bună seara, Alexandra! Alexandra mă întreabă dacă există posibilitatea de a determina 100% sau un anumit grad de imunitate împotriva acestei boli. Beneficiul pe care îl vede ar fi pe viitor, în cazul alergiilor, să se poată elimina posibilitatea și astfel determina la cauze reale mai rapid. Nu înțeleg ce se poate elimina, posibilitatea și astfel determinarea. Cauza se determină destul de rapid. Imunitatea, v-am spus, o facem, o antrenăm de la naștere. Prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. Aseară am discutat despre ce înseamnă sistemul imunitar și ce înseamnă imunitatea. Luați în considerare toate punctele pe care le-am atins în discuția noastră de aseară și o să vedeți că imunitatea joacă un rol foarte important. Și în psoriazis sunt implicate acele celule ale sistemului imunitar, celulele T, despre care discutam și aseară. Da? Alina mă întreabă dacă dermatita atopică are legătură cu psoriazisul. Adică dacă cei cu pielea sensibilă pot face psoriazis. Există leziuni în anumite situații, leziuni de dermatită seboreică care se pot, sau dermatită, da, care se pot transforma în psoriazis. Dar nu întotdeauna se întâmplă acest lucru. În puține cazuri. Sau sunt leziuni la graniță, care au aspect și de dermatită și de psoriazis. Alea sunt mai complicate. Bună seara, Mariana. Mariana îmi spune că are psoriazis de un an pe scalp, în urechi și pe sprânceană. Cu ce aș putea să-mi dau în urechi și sprânceană? Încearcă cu Elocom. Da? Cremă Elocom.
Geo mă întreabă care este alimentul care produce această boală. Nu există un aliment care să o producă. Repet, sunt mutații genetice. Da? Bună seara, Amalia. Îmi spune că tatăl ei are psoriazis de mulți ani, a luat un timp Asorian, a dat rezultate bune în palme și în coate și genunchi și nu se mai găsește la ora actuală. Ce este bun? Vezi că există niște farmacii online care pot aduce produse din întreaga Uniunea Europeană. Vezi dacă în alte state ale Uniunii Europene mai există acest produs la vânzare, astfel încât să-l poți aduce dacă tu spui că tratamentul cu el a fost unul eficient, da? Repet, sunt farmacii online care vi-l pot aduce din orice stat al Uniunii Europene. Bună seara, Mioara. Mioara, nu înțeleg întrebarea ta. Te rog frumos să o rescrii. Nu înțeleg despre ce este vorba. Cristina Ramona îmi spune că de un an de zile simte epuizarea afectivă și tulburări de somn. Ia diazepam și mirtazen, dar am cam devenit dependent de diazepam. Dacă îl stopez, revin la atacuri de panică. Afectează diazepamul inima? În primul rând, diazepamul afectează creierul. Produce dependență. În situația dumneavoastră, eu v-aș recomanda un consult la un medic psihiatru care să schimbe diazepamul cu un alt medicament și mirtazemul, astfel încât să se remită simptomatologia pe care o aveți. Încercați pentru această epuizare fizică să faceți și probe paraclinice de sânge pentru a vedea dacă nu este și o altă afecțiune, o anemie, o carență de vitamina D asociată problemelor pe care le aveți. Da? Bună seara, Diana! Diana îmi spune că are un pitiriazis verzicolor de care nu scapă de 7 ani. Ce poate să facă? Să mergi la un dermatolog, Diana, care să-ți dea tratamentul potrivit. Eu am o colegă care i-am trimis un pacient cu pitiriazis verzicolor și care a avut o evoluție foarte bună. Încearcă să o cauți pe doamna doctor Savu, se numește, cred că Diana, dacă nu mă înșel. Era la un moment dat la Laurus Medical. Nu, Oana Savo, îmi cer scuze. Oana Savo o cheamă, este medic dermatolog și alergolog totodată. Sunt două specialități care se completează una pe alta și care ajută în diagnosticul și tratamentul fiecarei afecțiuni și alergologice și dermatologice. Pentru că sunt intricate. Da? Deci doctorița Oana Savo încearcă să o găsește. Bună seara, Nina, îmi spune pentru psoriazisul la unghii ce poate folosi. În funcție de întinderea leziunilor, cel mai bine vă poate recomanda tratamentul medicul dermatolog. Fără să văd și fără să am competența lui, nu aș putea recomanda tratament, da? În această situație. Bună seara, Andreea. Andreea îmi spune că face cumva o formă mai ușoară. A mers la un consult acum câțiva ani. I s-a spus că este de fapt pitiriazis versaticolor, nu există așa ceva, mi cam apar de două ori pe an în zona decolteului și pe spate, trece cu clotrimazol, acum fiind însărcinată nu pot folosi acest unguent, ce aș putea folosi în sarcină, au reapărut petele acum 2 zile. În ce lună de sarcină ești, Andreea? Cel mai bine este să întreb, să informez medicul tău, dermatolog, în ce lună de sarcină ești, sau mai exact în a câta săptămână de sarcină. Clotrimazolul poate fi înlocuit și cu alt unguent, cu siguranță, cu profil de siguranță mai bun și cu eficiență mai mare. Da? Deci, spune medicului dermatolog în ce săptămână de sarcină ești
și roagă să-ți schimbe tratamentul cu clotrimazol, cu unul mai eficient. Da? Bună seara, Mioara! Îmi spune că ies pe piele niște negi și nu știe cum să scape de ei. La medicul dermatolog, prin electrocauterizare, de cele mai multe ori, este soluția ideală. Nu e nicio problemă, Andreea. Nu este absolut nicio problemă. Înțeleg că denumirile nu vă sunt comune. Nici noi, medicii, nu știm absolut toate diagnosticele universal valabile, pentru că asta ar însemna să știm toți tot, ceea ce este imposibil. Da? Și noi cerem răgaz să ne documentăm, deci sub nicio formă nu-ți face probleme pentru că ai greșit denumirea diagnosticului. Nu se întâmplă nimic. Da? Bună seara, Simo, îmi spune că la fetița ei de 12 ani au apărut niște pete maro pe piept, ce ar putea să dea? Poate să fie un pitiliazis, dar trebuie confirmat de medicul dermatolog. Fără confirmarea medicului dermatolog, nu administrați nimic pe piele, pentru că puteți agrava leziunile apărute. Da? Nu uitați asta. Indiferent ce leziunile vă apare la nivelul tegumentului, duceți-vă la un consult dermatologic, pentru că prin administrarea unor substanțe nepotrivite, da, puteți crea leziuni mult mai grave. Ești în 11 săptămâni, știu că nu te deranjează deloc și nu te mănâncă, dar este inestetic. Cu siguranță ți se poate da 11 săptămâni, mai puțină răbdare și poate să-ți dea tratament, da? Mari mă întreabă pentru descoamarea unghiilor ce aș recomanda și care ar fi cauza. În primul rând, repet, pentru toate afecțiunile unghiilor care pot fi semne ale unei afecțiuni de altă natură, da, deci pot fi semne ale unei boli, practic, este bine să consultați medicul dermatolog. Bună seara, Eugenia! Eugenia îmi spune că de 2 ani se confruntă cu bufeuri și transpirații abundente noaptea și mă întreabă ce aș putea să-i recomand. Eugenia, consultul la medicul ginecolog este unul de neînlocuit și la medicul endocrinolog. Și cu siguranță medicul ginecolog poate să-ți dea un tratament pentru această perioadă de menopauză, da? Prin care tu treci. Un tratament hormonal de substituție, așa se numește, în așa fel încât trecerea ta să fie una mai ușoară prin perioada aceasta de schimbări hormonale. Bună seara, Cerasela, îmi spune că îi apar coșuri pe față, are tenul roșiatic, a rămas cu semne de la aceste coșuri. Ce remediu i-aș recomanda? Probabil este o acnee vulgară. Tratamentul poate să fie unul atât prin aplicarea unor unguente sau creme la nivelul feței, cât și prin administrarea unor medicamente pe cale orală. Pentru a putea lua aceste tratamente, pentru a le putea face și pentru a obține rezultate, este important ca medicul dermatolog să vadă situația actuală la nivelul tegumentului unde apar aceste leziuni. Bună seara! Alina îmi spune că fetița are o iritație în jurul guriței, la baza gâtului, folosind produse indicate de dermatolog, fără rezultate. Am făcut și testul de alergie, nu este alergică, trece doar cu nidoflor. Am folosit Elidel 10 zile și a trecut în acele zile, apoi reapare la... Am o întrebare. Fetița ta, Alina, are cumva tiroidită autoimună? Ia Eutirox? Este în tratament cu Eutirox?
cumva. Bună seara, Anca, mă întreabă pentru oboseală continuă ce recomandare aș avea. În primul rând, analize de sânge pentru a vedea dacă nu ești cumva, dacă nu ai o carență de fier sau de vitamina D. Da? Pentru că neasociată cu alte semne și simptome, oboseala continuă poate fi dată de carență, de una din aceste carențe. Ok, Alina îmi spune că are doar un an și 9 luni, deci nu are tratament cu... Cu plăcere, Diana, mă bucur că ai găsit-o pe colega mea, Oana Savu. Du-te cu încredere la ea pentru că este un medic dermatolog foarte bun. Dorina îmi spune că are diabet și ies niște iritații la baza cefei care o mănâncă și sunt capetele. Ce trebuie să fac? Mergeți la un dermatolog având în vedere că aveți asociat și diabet zaharat. Rugămintea mea este să spuneți medicului dermatolog acest lucru. Pentru că altfel se tratează leziunile de la nivelul pielii în contextul unui diabet zaharat. Da? Ok, nu ia niciun fel de tratament, Alina, fetița ta. Poate fi o alergie, dar nu m-aș opri fără să investighez în continuare. Dacă tu îmi spui că reapare leziunea respectivă după tratament, eu aș mai merge să investighez, să mai cer o părere de la alt medic, dermatolog, pediatru. Da? Dragii mei, ne oprim aici în această seară. Vă mulțumesc mult pentru interesul acordat subiectului de astăzi. Nu uitați să participați la concursul de săptămâna aceasta. Nu uitați să dați share live-ului nostru. Vă aștept și mâine seară cu un subiect interesant. Vă mulțumesc mult pentru că sunteți alături de mine. Doresc să mulțumesc și sponsorilor noștri Stada România și Valmark, precum și echipei mele de la Ad Symphony. Vă doresc o seară liniștită. Să ne revedem sănătoși!